O altă nenorocire s-a produs în satul Ciuciuleni, raionul Hâncești. Acolo a avut loc o ceartă familială soldată cu omor. Un bărbat de 67 de ani și-a împușcat în cap ginerele de 35 de ani. Potrivit reprezentanților inspectoratului de poliție Hâncești, pensionarul a recurs la acest gest extrem în urma unui conflict. Sătenii confirmă, relațiile dintre socru și ginere erau destul de încordate. Așa am înțeles, fărie cu ginier. El, când eu făcut operații lui la Sava, el de atunci s-a trivojit. Șcanii, aiurie. El se reșe la sor sau la bătaie. Când m-a sculat, noi așa am auzit o pălitură, dar nu am știut. Dimineață erau aici 5 mașini, erau mulți, nu. Și apoi s-a dus eu, și apoi vin eu. N-am auzit nimic. Eu ne-am dus la grădiniță și când am venit am aflat. Ambulanța a fost chemată de către unul dintre membrii familiei. La rândul lor, medicii au alertat poliția. Un locuitor a satului Ciciuleni, în vârstă de 67 de ani, a fost reținut de către angajați inspectoratului de poliție Hâncești, după ce cu o armă deținută ilegală a împușcat mortal pe ginerele său. Pensionarul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă să-și petreacă restul zilelor după gratii.